Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cheltuielile... Am auzit, am simțit. Da, așa a zis domnul Ciolacu, cum? Și domnul Ciuc a spus. Toți miniștrii spun austeritate, se reduce în cheltuielile guvernamentale, se reduc eu austeritate, unii se umplu de bani. Așa. Cresc cheltuielile peste tot, încasările la buget sunt la același nivel, în schimb se cheltuiesc bani, se sparg orice. MAI, Ministerul de Interne, cere acum derogare de la ordonanța austerității ca să cumpere mașini pentru poliție, pentru poliția rutieră, de 200 de milioane de lei. Anul ăsta suntem în iunie. Adică, cât vine? 40 de milioane de euro, nu? 40 de milioane de euro. Dar nu trebuia luat BMW-uri și ba da. Polo-uri sau au luat 300 de BMW-uri cu cutie Triptronic. Să urmărească cu 15 la oră prin trafic. Ca să nu mai spun că nu înțeleg ce fac cu ele. Exact. A fost săptămâna trecută stricat au fost stricate toate semafoarele din intersecția de la Bucur-Obor. Da. Intersecție importantă. Păi și nu au venit cu BMW-ul să verifice. Nu era niciun polițist, a fost un haos de nedescris în intersecție și n-a fost stricat pentru o oră. Că erau plecați cu BMW-urile, asta nu înțelegi. Deci eu nu am mai văzut poliție, voi ați mai văzut poliție rutieră în intersecții, da, în situații de-astea. Nu că dar nu mergi. Când trec coloane oficiale. Să fie, da, e stricat semaforul și a dus un polițist. Nu mergi cu BMW-ul prin oraș că ți-l julește. Da. Și ca atare, băieții sunt cu BMW-ul, le țin în garaj și deci s-au cumpărat 300. De BMW. Acum, la 40 de milioane de euro, cumpără și, dacă iau de 40.000 de euro bucata mașina, ceea ce ar fi o mașinuță bună la 40.000 de eurici, înseamnă 1.000. Vezi? Au prins gustul. Le place cum e. Vor derogare. Au publicat un proiect de ordonanță în sensul ăsta, Ministerul de Interne, în dezbatere publică. Dezbatere publică înseamnă dacă noi suntem sau nu de acord cu propunerea. Să le ia, domnule. Da, nu știu ce credeți. Da, uite, Luca zice că să le cumpere. De ce să le cumpere? De ce nu? Da. Dacă, până la urmă, ce sunt? Banii noștri? Corect. Ai cui sunt? Ai noștri. De unde ai noștri? E o chestie abstractă. Dacă să ai mei, pot să-i folosesc? Nu, deci nu să ai mei. Deci, na, practic, nu. Da, eu am o contrapropunere. Mai citești și că amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024... de când se mărește salariul minim la 3700 de lei. Punctul de amendă e acum 165 de lei. Știți că a fost... Da, sunt chiar atent să văd cum iar devine popular. Zi. Da, e talentul meu să devine popular. Da, deci în urmă cu vreo 10 ani, cred, punctul de amendă a fost legat de salariul minim. La vremea respectivă au spus trebuie să fie punctul de amendă 10% din salariul minim. Așa. Salariul minim era atunci 1400 de lei. Și a rămas 140 de lei 8 ani. Că de ce să-l mărească? Totuși, adică este nepopular să descurajezi bizonii de pe șosele, nu? De ce să mărească punctele de amendă? Ca nu, care cumva să se supere bizonii că trebuie să plătească amenzi mai mari când iau amenzi. Și în cele din urmă și-au dat seama că asta cu 10% nu e în regulă, au mai încercat, e o creștere mică, s-a supărat lumea și atunci au redus procentajul. Au spus nu mai e 10%, este 5% din salariu minim. La 5% din salariu minim punctul de amendă, facem ce trebuie făcut. E, uite că acum nici când e 5% nu se mărește punctul de amendă. De salariu minim crește. Ceea ce înseamnă că statul va încasa mai multe taxe, pentru că taxează munca foarte mult în țara asta. Dar când vine vorba de descurajat infracțiunile, contravențiile în trafic, nu facem nimic, că nu care cumva să se supere contravenienții și infractorii, că le dăm amenzi mai mari. Deci contrapropunerea mea este să crească amenzile de circulație potrivit legii, 5% din salariul minim, asta este, atâta e, iar cei 200 de... 5%... Punctul de amendă trebuie să fie 5% din salariul minim. Odată cu creșterea salariului minim de la 1 iulie, ar trebui să crească și punctul de amendă. Da. Creșterea asta nu se va aplica, pentru că e campanie electorală și nu care cumva să se supere cei care iau amenzi și nu ne mai votează, înțelegi? Contrapropunerea mea este următoarea. Să crească amenziile de circulație potrivit legii. Iar cei 200 de milioane de lei pe care îi cere Ministerul de Interne să cumpere mașini, să nu mai fie folosiți pentru cumpărare de mașini, ci să fie investiți în sisteme moderne de monitorizare a traficului auto. Și în felul ăsta, mai mulți șoferi vor fi mai atenți în trafic, va crește siguranța rutieră și se va demonstra, desigur, și că poliția rutieră știe să aplice măsuri inteligente și poate crește și încasările la buget în felul ăsta.
Sistemele astea nici nu consumă benzină. Auzi, da, cu ce se mai dau polițiștii dacă nu iau mașini? Aici e problematic. Că nu poți să te dai cu sistemul automat de monitorizare a traficului și cu amenziile inteligente, cu digitalizare, cu tot. Aici nu mai merge. Mai. Lucrurile se complică. Auzi, da, când faci propuneri de genul ăsta să mărească amenziile, nu ți-e frică că nu o să mai iei voturi la bătălia hiturilor, de exemplu? Luca, n-ai nimic de zis? Da, mi-asum. Trebuie să fie și unii care să piardă în alegeri. Tu cum vezi chestia asta? Importantă e reprezentarea, să știi. Eu sunt de acord cu Vlad aici, atunci. De. Da. Suport. Deci mai votați pe ăștia doi la bătălia hiturilor. Da. Mâine ar trebui... Pentru mâine, da, eu am... amenziilor. Păi, complet. Tot ce-i interesul e campanie electorală, ai nebunit. Să primești și eu ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.